5, 4, 3, 2, 1. Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi este o seară specială, de aceea și ținuta mea este o ținută specială, deoarece noaptea asta vreau să fiu mult mai aproape de dumneavoastră. O să avem știri senzaționale din Laponia, de la Moș Crăciun, de la Eschimoși, să vedem... N-am văzut așa ceva de când mama m-a făcut, bă, frate. Uite-te! Uite-te și dacă n-a nebunit popa asta, domnule. Trei săptămâni ai avut să pregătești și tu nimic, mă! Vrei să transmitem din mizeria asta? Uite, mă, Costel! Nu vă enervați! În câteva secunde vom fi direct la știri peste dedu! Ia-uze-mă! În direct, mă! Ți-am spus să nu-l lăsăm pe popa să se ocupe de studio! Uite, uite unde l-a băgat! Uite-te! În subsolul blocului, mizeria asta! Ce? Șobolanul! Băi, nu mai stau aici! Nici nu mai stau! Plus că apa este până la greze! Nu știu! Transmitem din cocina asta, cum se uite lumea la noi? Să-ți fie rușine, popa! Să-ți fie rușine că ne-ai adus aici! Băi, băieți, cred că suntem în direct! Ce direct? Ce direct, bă? Nu mai zâmbi așa! Priviți-mă! Ce să vreți? Bună seara! Bună seara! Bună seara și... Bine v-am găsit! Bună seara și bine ați venit la Revelionul vecinilor de la vlog! Suntem aici în studioul pe care vedeți și noastră, l-am decorat așa... Cum am putut și noi! Mă băieți, asta nu e studioul nostru! Dar care-i la popa? Cum e? Ia veniți! Veniți! Costelușule! Hai! Vino să vezi ce n-ai văzut, domnule! Și sunt gazda dumneavoastră din acest minunat studio pe care cu greu l-am aranjat așa frumos. Iar eu sunt Costel Jurcă și voi fi prezentatorul emisiunii alături de Nenu. Felicitări! Îi veți vedea pe Americanu, pe Popa, pe Lili, pe Mimi, pe Adina și Roxana, toată gașca de la bloc, așa cum l-ați văzut-o tot anul. Și alături de noi vor fi invitații noștri speciali. Haideți cu noi! Haideți cu noi! Loredana și Nicoleta Luciu, Dan Bitman, Maria Cârneci, Mădălin Voicu, Teo, Delia, Mihai Călin, Mihai Dedu, Alexandru Papadopol, Florian Gimpu și Vlad Craiovanu. Suntem singura televiziune cu adevărat independentă la bloc. Am apelat și la frumoasele noastre fete de la bar, care au venit cu întăriri. Priviți-le aici! Ce? Te rog, măcar în noaptea asta fi serios. Uite, așa mi-a picat mie noaptea asta, vezi? Nelu, lasă-mă! Îmi pare rău, pe Nelu l-am pierdut, dar pe dumneavoastră vă invit să urmăriți primul moment care se desfășoară pe scena din spatele blocului. Această seară pe unul dintre cei mai mari campioni de box ai lumii. Ce spun eu dintre cei mai? Cel mai mare campion. L-am adus în seara asta aici cu mare eforturi, deoarece el la început a cerut 10.000 de dolari, lucru care ne-a ridicat părul în cap, înțelegeți? Dar noi, băieți deștepți, i-am oferit echivalentul în lei al sumei cerute, adică 10.000 de lei. Și dânsul, la cât spumne a luat în viața lui în cap, a fost de acord, asta este. L-a prostit, mersi. Haideți să nu mai pierdem timpul, să-l invităm în scenă pe cel mai mare sportiv la box al tuturor timpurilor. Yes, aplauze! Ah,
Bună seara, pentru început am dorit să ne spuneți cum vă numiți, domnule? Mă cheamă cel mai mare boxer al tuturor timpurilor. Aha. E clar, băiatul e cu capul, să știți, da. Ne-am lămurit. Am înțeles, domnul, cel mai mare boxer al tuturor timpurilor. Vreau să ne spuneți acum, dumneavoastră, cum ați obținut acest titlu. Ia, să vedem, știți? Asta a uitat, să vezi. Poți să vă arăt? Stai, domnule, nu pe mine. Bine. Văd că ai niște pumni foarte periculoși. Ăștia-s pumni? Ia de-ntre aici. Sunt ciocane pneumatice, domnul. Ia uitați aici. Oțelul ariată. Din Carpați dau pentru frați, din Balcan pentru dușmani. Extraordinar. Domnul boxerul, dar dânsul cine e? Papagalul sau clownul ăsta, cine? Cine e ăsta, ăsta, da? Ăsta de lângă tine, cine? E sacul meu de box. Aha. Au! Adică vreau să vă spun că l-am luat că nu e de nisip, înțelegeți? Dacă am luat mult de nisip să dau în el, trebuia să-l mai șicar după aceea și mă obosea la antrenament. Am înțeles, da. Au! Ăsta merge singur, nu vreți să spuneți? Merge singur, ia vină-mă până cu aceea. Ia, hai. Domnul boxer, spuneți-mi, pe dumneavoastră v-a făcut cineva knock-out vreodată? Knock-out v-a făcut? Acum să vedeți, fie aici. Da, m-a făcut, da. Ce v-a zis? Domnul a luat-o și el cât e de mare a luat-o, eram sigur că a luat-o. Zi, da. Cine te-a făcut knock-out, ia? Cine te-a făcut? O pălincă de Bihor. Da. M-a făcut cheo, dar... În două zile am dat-o și-o gata. Aha, i-am dat, am făcut-o praf, uite așa. Au! Stai, domnul boxerul. Domnule, am auzit că dumneata e un joc de picioare excelent. Ai putea să ne arăți și nouă cum fac picioarele dumitale, ia? Da. Ia. Ce am? Joc de picioare, cu care mergi, picioare, astea, două. Ai picioare, joc. Da, joc. Asta e tâmpit. Jocul de picioare, ia. Am înțeles. Ia, hai să vedem. Astea-s picioarele. Așa. Și... Mamă. Ce? Acum mă scuzați, am și venit pe jos până aici și cam obosită. Hai mă, mișcă. Hai mă, că stau, mă. Uite, gata, a început să ia, hai. Hai mă, și tu, ia. Gata, luat-o, ia. Ia-o de aici. Băi, stai așa, băi, gata. Domnul, dumneavoastră m-a spus, hai mă. Acum nu le mai potolește, nu? Domnule, am înțeles, mulțumim frumos. Aș vrea să spună două cuvinte și sacul dumneavoastră de box, dacă se poate. Spuneți, domnul. Cine? Sacul de box. Asta. Domnule, eu încă mai sunt sacului de box, dar sunt sportiv, fac karate. Am centura neagră cu 2 dani. Hai că a început să-mi placă! Mă duc în culise să văd care pe care. Voi uitați-vă la momentul următor! Baga! Acum vă rog să luați puțin loc, să vă prezint gașca de la bloc. Sunt niște oameni fără fasoane, dar sunt dili și au din când în când toană. Americanul e american, e foarte șmecher fiindcă are bani. Aș vrea și eu să am gagici ca el, dar de mă prinde Lilim de la cerebel. Apoi e Nelu, mare gagicar, de ziua lui adui gagică în dar. Pot să îl lași chiar să o și dezbrace, să nu ai teamă că sigur nimic nu-i face. La parter trei fete locuiesc, Adina, Mimi și Roxana se numesc. Și despre ele ce se poate spune, mai mult decât că sunt bune. Mai e și Lili care-i casieriță, e foarte creață și tare în guriță. Mai e și Popa mare mâncăcios, e un valet model și un câine credincios. Dar parcă mai era și Costel, se pare că am uitat strofa pentru el. Deci eu vă zic un sincer la mulți ani și mă prezint, mă cheamă 50 de bani. Yo. Domnilor și domnilor,
vă vom prezenta un moment de senzație! Dar ce spune Nelu de senzație? Dragii mei, urmează un număr absolut extraordinar, care constă în... Ce ai, mă, cu fetele? Ce ai de ales după ele? Păi, păi ce? Mă gândeam să le adun, să le duc la masă, să nu mănânce pe ele. La masă? La masă? Da. În mijlocul revelionului. Atunci mă gândeam să le adun, să le duc la apă, că le-o fi sete după atâtea dansuri. Bine, 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 hai la apă. Bine, bine, bine. Amă, Costele, cum te uita la fetele? N-ai nicio șansă, mă. N-am șansă la ele? Bă, americane, fetele astea m-au lăsat să ne țită. Bă, tu vorbești serios? Da! Prezintă tu momentul următor. Stai, bă! Ce, mă, ce? Cum să duci? Nu trebuie să prezinti tu, de ce nu prezinti tu? Mă duc să duc fetele la apă, că nu fi sete după atâta dans. Băi, Nelu! E, acum stai! Auzi, americane, ia prezintă tu momentul ăsta! Păi, cum să le... Să-i lăsăm pe cei doi cu fetele lor, iar noi să urmărim în continuare un număr senzațional cu cele 10 scufițe... Oh. Mă scuzați, cu cele 3 dansatoare. Mă scuzați, cu cele 3 scufițe roșii. Hai că a fost bine, mă scuzați. Suntem 3 fetițe și-am plecat până la vâmica într-un sat. Să-i ducem haine și haleală și ceva bun de machială. Pâine, vin și peltea pentru bunica mea. Mănâncă mult și bea, n-ai văzut așa ceva. Și noi ce personaje suntem? Vrăjitoarele? Adina, dacă avem scufițele astea pe cap, ce-am putea fi? Împăratul roșu. Haideți, fetelor, vorba e lungă și noi în seara asta trebuie să ajungem la bunicuța. Voi ce aveți în coșuleț? Eu am un cozonac și niște mere. Tu? Eu am vin și 2 pâini. Tu? Eu am fardurile și un parfum. Dacă mă întâlnesc cu vânătorul, îmi refac machiajul. Ups! De ce sunteți 3 scufițe roșii? A? Nu era așa povestea! Asta e! Va trebui să ne mănânci pe toate 3! Nu, 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 nu! Cum să vă mănânc pe toate 3? Dacă fac indigestie, a? Și în plus, n-am citit cu atenție eticheta și termenul de valabilitate! Dacă sunteți expirate! Lupule, noi nu suntem expirate, suntem proaspete. Și să știi că putem să avem și altă întrebuințare la casa omului. Sau, mă rog, la casa lupului. Da. Nu, 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 nu se poate. Mie îmi trebuie o singură scufiță roșie. Va trebui să aleg pe una dintre voi. Ok, pregătiți-vă de concurs. Lumina! Bine ați venit la Lupu Show! Acum să vă văd, scufițe roșii! Sunteți gata? Cum se numește vaporul care s-a izbit de ghețar și care s-a scufundat? Acum să vă văd! Haideți, haideți că știți! Tineretului! Aia, Dina, că știi! Poți să răspund eu? Nu! Lasă-o pe ea! Hai că știi! Titan! Vaporul Titan! Nu, Adina! Mă auzi, mă, faci să-mi pierd vocea! Nu se poate, știi, este vorba de Titanic! Ești sigur, lupule? Că eu n-am auzit de ăsta! Da, sunt sigur, da! Ok, trecem mai departe. Atenție! Ce este viola? Știu eu! Este o chestie nasoală care mi s-a întâmplat și mie atunci când un bărbat a vrut cu forța să... Pi, 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 pi!
ești o floare despre care se cântă melodia Mi-a șoptit-o viola. Alo! Atenție! Viola seamănă cu... un fierăstrău! Nu! Seamănă cu... Parkinsonul! Nu! Ce mă fac eu cu voi, că nu știți nimic pe care din voi să o mănânc? Pe niciuna. Mănâncă-l pe popa, că se ajunge până la anul. Până mă gândesc, uitați-vă la momentul următor. Bună seara! În continuare vă prezentăm un nou format de știri, maestre. Adio, chi vuo plecato, mașina ți-a luat-o, era un 4-4. Adio, s-a terminat cu traiul, cel plin de paraiul, acum mergi cu tramvaiul. Dar ți-l dau în dar. Ai ho, ai ho, se vede un calmaro. Dar cine o fi, cine o veni, prințul o fi. Ai ho, ai ho, ai ho, e un prinț foarte mișto. Pe albă ca zăpada vrea cu el s-o ia. Măi, fraților, voi trebuie să mai mi-acordați o șansă. Să mai jucăm o partidă, să mai jucăm o partidă. Degeaba că nu știi jocul, piticul ăsta e specialist, te face cât ai clipii. Bă, băieți, dacă mai vreți un joc, îl facem pe bani, bă, altfel nu merge. Ieter, bă, pe Jolly Joker aici, dar ce ți-au pus fotografia pe cărți? Bună seara! Wow! Pardon, deranjez? Ce jucați? Poate ai uitat, dar noi toți cu tine jucăm povestea lui Albă ca zăpada. Da. Bine, bine, știu. Cu cărțile mă referam. A, ce jucați? Cărțile. Jucăm popa prostul, te bagi? Da. Îmi pare foarte rău. Eu am venit să o sărut pe Albă ca zăpada. Am înțeles că i s-a oprit o bucată de măr în gât și a murit. Așa este? Ai venit cam de vreme, prințe. Albă ca zăpada n-a murit încă. E în baie, face duș. E în baie? Da. Mă duc să o chem. Băi, butonică, bă, nu te duci nicăieri. Iar vrei să o vezi goală? Iar vrei scandal pe aici? Nu vă supărați, dar cum arată Albă ca zăpada? Asta nu știe cum arată. Băi, fii atent aici. Are un păr negru și frumos, precum abanosul. Are doi ochi ca două smaralde. Are o talie subțire ca o trestie în vânt. Și o piele catifelată, precum petalele de trandafir. Ce zici?
Wow! E chiar mișto? Da. Dar e o fată serioasă? Aude, bă, ce întrebare, bă, și că serioasă! E neprihănită, băi, prințule! Așa i-am văzut-o îndeaproape! Păi, adică, mă scuzați! Păi, vezi? Băi, albă ca zăpada, e o fată care așteaptă mare iubire pentru a face dragoste, înțelegi? Vai, cât de norocos pot să fiu! Așa ceva mai rar în zilele noastre, să știți! Vezi, bă? Vezi? Wow! Bine ai venit! Păi, băieți! Păi, fata asta e gravidă! Nu-i gravidă, nu-i gravidă! Așa e ea! Mai grăsuță! Da. Vă spun eu, e gravidă! Da, domne, e gravidă! Păi... Dar numai o vreme, nu o să stea toată viața așa! Eu vă spun, eu nu o iau așa! Băi, n-auzi! Ia stai puțin, cum adică nu o iei așa? Păi nu eu! Adică ce vrei să fac eu? S-o desumplu pentru tine, n-am înțeles! Da, stați! Uite ce e, prințule! Noi am pus mână de la mână și am strâns o sumă de bani! Cât vrei ca să o iei? Na, zi un preț! Zi un preț! Păi... O pungă de galben! E bine? Păi, e bine! Ia-o! Bă, dar prost mă, trebuie să cer mai mult! E bine! Acum, dacă am încheiat târgul, aș avea și o întrebare. Ia. Cine e, domne, tatăl copilului? Unul din cei 7. Bă, da, auzi, mă, eu tot nu pot să uit, Neluțu, eu tot nu pot să uit ce țeapă la prințul ăsta, mă, tu de seama. Cum albă? Albă ca zăpada gravidă, mă, e posibil? Păi uite-te și tu câte albe ca zăpada avem noi aici. Bă, și astea nu sunt gravide. E adevărat. Auzi, ce zic eu? Când terminăm emisiunea, poate le invităm pe toate fetele undeva la un restaurant, poate iese ceva. Bă, mergeți, mă! Nu? Gata, merge, bună idee! Restaurant italienesc, mă gândesc. Se n-aud. Ce? Orice alt restaurant, numai italienesc, nu. Dar ce are, mă, o să ne distrăm, o să fie frumos, o să vezi. Vrei să ne fură italienii gagicile? Tu mă vezi serios? Ia privește tu acolo ce se întâmplă. Uite acolo, hai. Oh, bună seara și bine ați venit la Il Cantore. Ce mă bucur să vă revăd, nici nu știți cât de mult mă bucur. Nu, noi suntem pentru prima oară aici, n-am mai fost. Signore, bellissima, una seara speciale, no? Avem o rezervare pentru două persoane, si? Familia Ionescu, dacă... Familia Ionescu, Ionescu, si, certo, două persoane per Ionescu, bellissimo. Lăsați-mă să vă iau haina, permiteți? Da, vă rog. No, prego, haina o iau eu. Si accomodi. Oh, bellissima. E magnifico că v-ați hotărât să petreceți ziua de naștere aici, Il Cantore. Din ziua mea. Ah, no! E un aniversar! No. Oh, bellissimo, bellissimo! Nu e nicio aniversare, Știu. E una o seară speciale per due persone, eh? Avem o masă gata pregătită. Chiar vă rog, luați loc. Da. Luați loc. Oh, da. Simțiți-vă bine, relaxați-vă, da? Hei, Carlo! Da. Vreau să vă simțiți bine pentru că în această seară vă va sări Carlo, cel mai bun chelner de la Il Cantore. Oh, bellissima. Carlo. Da. Questa sera è una sera speciale, è un anniversario, no? Aniversare! Sì. Oh, bellissima. Nu e vorba despre nicio aniversare, nu. C'è aniversario, sta bene, è una sera speciale, eh? Va la spiamo in buona, oh, ciao, eh? Bellissimo.
să vă prezint meniul. Avem așa bruschete, avem antipaste. Hei, ce fa... No, te rog, pardon, ce se întâmplă? Mă scuzați, nu aveți aperitivo. Fabio, aperitivo, te rog. Asi, aveți aici pâine prăjită, cu roșii și cu ulei de măsline și un antipasto pentru domnul. Ah, bellissima. Alo. Ce faci? Ce s-a întâmplat? Incredibil. Nu-mi place antipasto. Da. Ce le-a dus? Am comandat la Fabio. Nu antipasto e problema aici. Nu antipasto e problema aici. Dar nu se face așa ceva. Cum să duci la aperitiv antipasti? E bruschetti, e? Scuze, vine, scuze. Cum să duci așa ceva, Carlo? Scuzi! Vreau să mă revanșez și vreau să vă prepar cu mâna mea o porție de carpaccio, eh? Știi ce e carpaccio? E carne crudă, groasă de ton, ok? E bine așa? E foarte bine. Oh, îți place carpaccio? Oh, bellissimo! Nu permit! Nu permit! Nu se poate așa ceva! Signore, deci, două porții de carpaccio, eh? Mă scuzați, acum, dar trebuie să verific și altă masă. Două minute, eh? Bellissimo! Uite ce e, dragă mea. Așa ceva nu se mai poate. De când am venit aici, ăștia sunt calare pe tine. Nu mai suport! Nu mai suport! Stai, drag, așa sunt ei. Știi și tu bine că italienii sunt mai calzi decât românii. Nu mă interesează. Poate să fie calzi, poate să fie reci, dar să fie la ei acasă, să te lase pe tine în pace și mai au puțin și-ți bagă mâna în chiloți. Ei, da. E restaurantul lor, da? Așa o fi obiceiul. Știi cât de greu am fi greu de masă aici, da? Dar nu mă fă de râs. Nu mă fă de râs, mi-e foame. Bine, poate... Poate așa e mai bine. Gata, toți carpaccio pentru domnul și doamna! Ce? Pleacă să nu te atingi de nevastă cu chestia aia! Te rog, pleacă de aici! Ce ai adus aici? Ce ai mai făcut? Dar nu-mi place carpaccio, domnul și lubelii! N-ați înțeles că nu carpaccio este problema noastră aici? Mă, seniore! Cum să nu-mi placă carpaccio dacă nu gust? Gustă mai întâi! Cum să gust? Că nu carpaccio e problema, nu mâncare e problema! O fi apa! Oh, si, Carlo! Apa! Fabio, adu apă, măi scuzi! Mi de scuzi, bellissima! Apa, repede, apa, Fabio! Mamma mia! Apa pentru signore și apa pentru... Oh, bellissima! Gata, până aici! Plecăm în momentul ăsta, ne ridicăm și plecăm! Nu mai suport! Ești mândru acum? Da, sunt mândru, dar nu te uiți la ei ce deviat sunt! Așa nu se mai poate! Mie mi s-au părut foarte simpatici, să știi! Simpatici! Nesimțiți ăștia simpatici! Uite-te! Și acum ce facem? E foame, vreau să mănânc! Ți-e foame? Da! Uite, mergem dincolo, peste stradă, la un restaurant arabesc! Gata! Hai! Bună seara și la mulți ani! Vă doresc în noul an realizarea tuturor dorințelor celor bune. Poate vă întrebați dacă și eu am vreo dorință sau două pentru anul care vine. Da, am. Îmi doresc copii mulți pentru că ei sunt viitorul nostru și sănătate cât cuprinde, că asta este principalul, ca să le putem face pe toate. Da, poate dumneavoastră vă întrebați dacă aș avea mai multe dorințe. De exemplu, 3. Dacă aș avea eu 3 dorințe, aș dori copii mulți pentru că ei sunt viitorul nostru, sănătate ca să le putem face pe toate și o vilă, da, de bun gust, cu curte, cu garaj. Dar dacă aș avea eu 4 dorințe, v-aș spune că mi-aș dori copii mulți pentru că ei sunt viitorul nostru, sănătate ca să le putem face pe toate, vila de care am pomenit cu curte și garaj și $1,000,000 într-un cont la o bancă. La o bancă din Elveția, că e cea mai sigură. Dacă aș avea eu 5 dorințe... Dacă aș avea eu 5 dorințe, aș dori copii mulți pentru că ei sunt viitorul nostru, sănătate că, ca să le putem face pe toate, contul, vila și mi-aș dori o mașină de curse de 300 de cai putere, mare, frumoasă, puternică. Dar dacă aș avea eu 6 dorințe,
Dacă aș avea eu 6 dorințe, mi-aș dori copii, sănătate, vila, contul, mașina și o nevastă mai tânără și mai frumoasă. Poate vă întrebați dacă aș avea 7 dorințe. Păi dacă aș avea eu 7 dorințe, aș dori copii, mă rog, sănătate, vila, contul, mașina și o fabrică de cherestea. O fabrică de cherestea care aduce bani, fraților. Dar dacă aș avea eu 8 dorințe. Păi dacă aș avea eu 8 dorințe, aș dori copii mult. Ce copii? De unde? Ce? Să ne mai gândim. No. Sănătate ca să le putem face pe toate, dar ce? Nu, la banii mei pot să-mi iau orice tratament, oricât de scump ar fi. O rezolvăm cu sănătatea, așa că ne mai gândim și aici. Vila, contul, mașina, tânăra femeie, cheresteaua și o casă de vacanță la munte. O casă frumoasă, pe un pis, cu braz, cu zăpadă. Dar dacă aș avea eu 9 dorințe, dacă aș avea un nou... Poftim? A, numai o dorință am dreptul. Da. Am înțeles. Dacă aș avea numai o dorință, aș alege... Copii mulți, că ăștia sunt viitorul, ce să mai... Super moment, doamnelor și domnilor, mie unul mi-a plăcut foarte mult. Este adevărat, copiii sunt viitorul nostru, dar hai să nu neglijăm și contul din Elveția. Eu unul aș fi ales pe acela. Dar să nu mai lungim vorba, acestea au fost dorințele lui Nelu. Haideți să vedeți și dorințele mele, ce mi-am dorit în tinerețe și ce am ajuns să am. O să vi le cânt la această chităruță, cu această pănuță și sună așa. Când eram copil de școală, mă jucam în pielea goală și mă legănam cu un ursuleț de pluș. Eram moale și frumos și pe bot era lucios. L-am luat odată chiar cu mine în duș. N-adormeam cu niciun preț decât cu mâna pe ursuleț. Era prietenul meu cel mai devotat. Iar când mai făceam pe mine, mă trezeam, era rușine și ziceam că ursulețul s-a scăpat. Mor, 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 la, 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 ursulețul așa făcea. Mor, 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 lu, 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 făcea așa, așa, nu zic nu. Mor, 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 făcea așa, așa, uneori. Ham, 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 la, 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 nu, nu, asta nu făcea. Dar când am crescut mai mare, îmi ardea de însurătoare. Devenisem peste tot și eu bărbat. Și într-o bună dimineață mă trezesc albesc la față. Era Lili în loc de ursuleț în pat. Și de atunci femeia creață e un fel de ursuleață, dar cu o voce de sirenă de vapor. Când o supăr foarte tare, mă trimite la culcare. Dar nu în pat, ci chiar jos pe covor. La la la, la la la, asta e nevasta mea. La la la, la la la, Lili e nevasta mea. Însă cred că am dat-o în bar, căci în fiecare seară Lili vrea ceva și eu m-am plictisit. Cu un ursuleț era mai bine, ăla nu sărea pe mine. Nu m-ar fi bătut dacă aș fi sfărăit. Și ca povestea să se închidă, Lili e puțin gravidă. Îi e greu la legnat și la urcuș. Și mă întreabă lumea toată ce-mi doresc, băiat sau fată. Eu le zic la toți un ursuleț de pluș. La la la, la la la, Lili e nevasta mea. La la la, la la la, asta e povestea mea. Da, e adevărat, e foarte bine să te placă fetele. Adevărul e că nu mereu se întâmplă treaba asta. De exemplu, tuturor ni s-a întâmplat să ne părăsească iubitele.
Chiar și fetelor li s-a întâmplat mai nou. Haideți să vedem cum un băiat reușește să treacă peste aceste momente grele. Bună seara tuturor și bine ați revenit la emisiunea mea din fiecare seară, Mimi Show. Dacă de-abia ați deschis televizoarele, vreau să vă spun că avem și liniile de telefon deschise, așa că ne puteți suna ca în fiecare seară. Tema emisiunii noastre din această seară este, bineînțeles, Mimi, iubita mea de care m-am despărțit de câteva săptămâni. Ați văzut-o undeva? Ați zis ceva de mine? Primul telefon în această seară. Alo? Alo, Adi! Da? Salut, Adi! Am văzut-o pe Mimi la cumpărături cu ai săi. Unde? Pe Calea Victoriei? Da. Pe bune? Și era fericită? Arăta fericită? Cred că da. Mă bucur foarte mult de ce aud. Merită să fie fericită, merită toată fericirea din lume, așa că mă bucur enorm. Acum a sosit momentul special în care eu o sun pe Mimi și îi închid telefonul. Alo? Super mișto! Ce bine! Bun! Acum a sosit un moment foarte special în emisiunea noastră. Momentul pentru invitatul special din această seară la Mimi Show, doamnelor și domnilor, este un tip care locuiește cu mine în bloc și care o știe pe Mimi de la grădiniță, Cornel Bordeanu! Salut, Cornel! Salut! Bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, nu crezi că eu și Mimi eram cel mai mișto cuplu de pe lume? Erați cel mai mișto cuplu de pe lume. Știu, știu. Dar ce crezi că s-a întâmplat cu ea? De ce transformarea asta? Ce naiba are? Ce-i cu ea? Habar n-am, trebuie să știu. Mulțumesc foarte mult că ai fost în emisiunea noastră. Mulțumesc și bună seara. Bună seara. Ok, acum este momentul să pun întrebarea principală din emisiunea noastră din această seară. Iată întrebarea. Vara trecută când am fost la Călimănești Căciulata, cât a spus Mimi că o să stăm împreună? Iată răspunsul. Toată viața. Se pare că la Călimănești Căciulata toată viața înseamnă 6 luni. Ok. Acum am ajuns la momentul în care eu fac o criză de nervi, sună tata și urlă la mine. Deci să-i dăm drumul. Ce mă înțeleg cum a putut să facă chestia asta? Mimi, te rog eu frumos. Te rog, spune-mi cu ce am greșit și n-am să mai fac niciodată. Mimi, întoarce-te. Iubirea vieții mele, spune-mi cu ce am greșit și n-am să mai fac niciodată chestia asta. Alo? Dar spune-mi ce am... Alo, Adi, tata la telefon. Ce? Ce ai, mă? Mă, ne faci pe toți de râs, măi. Tata, nu pot. Nu pot pentru că... Termină odată! Ea a fost cel mai frumos lucru din viața mea. Are niște ochi atât de frumos și o piele atât de fină și de catifelată. Era ca nisipul mării pe plajă la Mamaia, la 2 noaptea, în august, când ne plimbam fericiți. Nu înțelegi nimic pentru că nu mă ascult niciodată. E viața mea, așa că nu-ți mai dau voie să intri în viața mea cu bocanci, înțelegi? Nu mai sunt o mașinuță, o mașinuță teleghidată pe care s-o conduci și s-o parchezi când vrei tu și cum vrei tu, cum ai făcut toată viața cu mine, când eram un băiețel mic de tot. Nu-ți mai dau voie. Super mișto! Acum, cred că este momentul să iau o felicitare pe care mi-a trimis-o Mimi când am împlinit 3 săptămâni și 3 zile de când eram împreună. Am să citesc felicitarea și am să oftez. Gata. În seara asta avem o nouă rubrică în emisiunea noastră, Mimi Show. Este rubrica în care eu îl sun pe noul prieten al lui Mimi și închid telefonul. Alo, da. Alo. Ascultă, băi, nenorocitule. Am să te prind, am să te tai cu lama încetişor, încetişor peste tot și apoi cine am să te omor când o să te fierb într-o oală mare în bucătărie. Super mișto! Acum a venit momentul să iau poza lui Mimi și să vorbesc cu ea. Mimi, iubirea vieții mele, te rog să mă primești înapoi. Te rog, primește-ne înapoi. Te rog. Adi. Am atâta emoție când vorbesc. Adi, tata la telefon.
Închide odată telefonul. Dar potule, șepe, băi, băiatule. Și nu mai suna în emisiunea mea în viața ta, ai înțeles? Bărbat, nu înțelegi niciodată nimic, am zis tați din gură! Să tați din gură! Mami, ce mi-ai cu tine, ai nebunit? Ce ai? Bună, Mimi. Tu chiar nu poți să înțelegi că s-a terminat totul între noi, că noi nu mai suntem un cuplu? Treci odată peste asta și vezi de viața ta! O să fim iar împreună? Nu! Atunci emisiunea noastră va continua! Săptămâna viitoare vom avea ca invitat special o fată care face fitness în aceeași sală cu Mimi și un tip de la Unirea care i-a vândut odată niște cercei mari. Vă pup și ne vedem săptămâna viitoare la Mimi Show! Vreau să fiu de la anul vecină cu americanul. Să dau bani de portofel pentru Nelu și Costel și să-i cumpăr vin și bere, că oricum Nelu îmi cere. Tac, tac, hai la bloc, facem hora la mijloc. Să răsară busuioc, să răsară busuioc. Popa cel haios, să ne povestim într-una, până când apare luna. Vecinii să ne vorbească și de noi să se ferească și să zică lumea hopa, Maria e cu nea Popa. De ce mai așteptăm luna? Hai pe pătură acum! Zac, fac, hai la bloc, facem hora la mijloc. O nouă mașină pentru taxi. Tu, Costeluș? Îmi doresc să am un copil sănătos, deoarece Lili va naște în acest an 2004. Să ne trăiască! Iar eu îmi doresc afaceri și mulți bani, bineînțeles! E gata, gata! Ați băut câte un pahar de șampanie? La treabă, domne! Așa este! Oameni buni, emisiunea curge în continuare! Nu plecați, stați alături de noi! Ne distrăm împreună, să cânte taraful! Dragi prieteni, până pregătim momentul următor, vreau să vă prezint pe unul dintre cei mai importanți oameni care participă la realizarea programelor noastre. Dar oamenii ăștia nu se văd. Bună seara, bună seara, poftiți, poftiți! Trăiți. Ce faceți, luați loc, ce faceți dumneavoastră pentru programele de divertisment? Râd! Râde, stimați telespectatori! Cum adică râdeți? Păi asta, cu asta mă ocup, domnule Luțu. Dacă e nevoie, eu râd de-n sar ochii din cap, domnule. Râd de-n sar ochii din cap. Și râdeți chiar dacă nu aveți chef? Păi n-am ce să fac, ăsta mi-e serviciu.
Da, domnule Luțu, vă zic acum dumneavoastră. Ziceți. Eu râd câteodată și când nu înțeleg poanta. E cuvântul meu, da. Ce scrie pe cartea de muncă? Adică ce meserie aveți dumneavoastră? Nu știu, râzător, râzangiu, habar n-am, nu știu. Eu știu că trebuie să râd. Da, câte ore lucrați pe zi? Câte? 8. 8 ore. E mult, dar nu mă plâng. Și va ajunge salariu? Nu. 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 Nu, tocmai de-aia seara mă duc la un melodram. Domnule Luțu. Hai, nu spune. Plâng, plâng de ochii din cap, dacă e nevoie. Râd, plâng. Deci eu trăiesc din două salarii. Da. Din râs la prânz, da. Seara din plâns. Mă scuzați puțin, mă scuzați. Prezentați dumneavoastră momentul următor. Succes, bravo. Da. Deci urmează momentul următor. Dragii mei, în continuare vreau să vă prezint cel mai senzațional număr de dresură de lei. Este un număr care a făcut un conjurul lumii și are succes de peste 10 ani. Intră în scenă dresorul Nelu! Domnilor și domnilor, bună seara! Vă vom prezenta în această seară cea mai vestită dresură de lei, Lei Năzdrăvani! Vă mulțumesc! Vă întrebați unde oare sunt lei? Lei, dragii mei, sunt aici cu minți în buzunar! Dar atenție, vă rog puțin, îndepărtați, se aducem în arenă! Haideți, leilor! Ale, hop! M-am mușcat de deget! Nu sunteți cu minți așa cum am crezut eu! Ale, hop! Da. Ale, hop! Iată, dragii mei, 100.000 de lei în fața dumneavoastră, 100.000 lei. Iată, dragii mei, ce cuminți sunt și cum vor evolua în fața dumneavoastră. Sunt cei mai cuminți și cei mai ușor de dresat. Ale, hop! Sunt prea mulți 100.000 de lei și atunci ei fac nazuri. Ale, hop! Ale, hop! Hop! Ha, ha, ha! Bravo, 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 extraordinar! Ale, hop, dragii mei! Încă o dată în fața lor! Ale, hop! Iată, dragii mei, ce s-a întâmplat! 100 de lei au devenit 100 de dolari! Vă mulțumesc! Bravo! Vă mulțumesc pentru această seară! La revedere! Nelule, băi, Nelu! Băi, am și eu 100.000. Bun, ai bun, să... bun pentru o bere! La revedere! La anul, la anul! Băi, Nelu! Mamă, ce mișto e, bă! Ți-a zis, Neluțu? Ți-a zis că e bine să ne facem prezentatori? Da. Uite cum trag fetele la noi ca muștele la miere. Păi, bă, suntem și fotogenici, bă. Da? Dăm foarte bine pe ecran. Ia uite acolo. Da. Uite, bă, uite, bă, aici, fețe, bă, de, de televiziune, bă. Da, bă, așa. Hai, noroc. Ce? Ce, bă? Bă, suntem în direct. Ce face? Suntem în direct, Costeluși. Popa! Popa, ce-ai făcut nebăgat în direct fără să ne spui? Taie, Popa, taie! Taie! Ce să taie? Taie! Ce să taie? Bagă-te jos, că suntem în direct. Bagă momentul următor. Hai, Popa, hai, bagă. Mamă, 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 mamă. Bună ziua. Bună ziua. Domnișoara, oprișor. Oprișor, eu oprișor, sunt. Da. Bună ziua. Sunt doctorul Soare, îmi pare rău că v-am ținut atâta la ușă, da. Nicio problemă.
Luați loc, luați loc. Ați venit la mine pentru o... liposucție, nu? Eu? Nu. Lăsați glumele. Mă scuzați, mă scuzați. Da, luați loc, luați loc. Cu ce vă pot fi de folos? Păi, mi-aș dori o operație de mărire a sânilor. Puteți să vă ridicați un pic, vă rog? Sigur. Nici o problemă, nu? Da. Da. Dar ce... ce înălțime aveți? 1,65 m. Și, după cum vedeți, am mărimea B la cupă și mi-aș dori un C. Ce? O tâmpenie. V-aș recomanda un D pentru dumneavoastră. A, nu, nu, cred că sunt totuși prea mari pentru mine. Nu, nu, domnișoară, aveți încredere în mine. Vă faceți C și după aia veniți la mine peste câteva luni să vă faceți D. Și nu, și atunci nu mai am ce să mai fac, înțelegeți-mă. Vreau să arate așa, natural. Sigur vor arăta natural. Adică mult mai natural decât te aveți acum. Domnișoară, cum să vă explic eu? Frumusețea. Frumusețea este o chestiune de proporție, domnișoară. Uitați dumneavoastră, de exemplu, aveți un... aveți un fund foarte, foarte bombat. Iar efectul acestui fund trebuie atenuat cu niște implanturi de... Nu cred că l-am atât de bombat. Îl aveți foarte, foarte bombat, domnișoară. Nu vreau să merg atât de departe. Mie să nu regret mai târziu. Haideți să vă arăt ceva. Da. Așa arătați dumneavoastră la momentul ăsta. Da. Iată ce vă propun eu. Oh, nu mulțumesc. N-am de gând să port baloanele alea de stripteză. Dar nu dumneavoastră trebuie să vreți, domnișoară. Societatea. Înțelegeți? Iar societatea vrea să atenueze efectul fundului dumneavoastră devastator cu niște implanturi de... Știți ce, domnul doctor, până aici, da? Adică m-am săturat să vă aud glumele noastre de prost gust. Nu! Domnișoară, credeți-mi, am mai multă experiență decât dumneavoastră. Uitați, poate nu trebuia să vă întreb lucrul ăsta, dar, de exemplu, dumneavoastră o cunoașteți pe Cristina de la Blondie? Nu. Al dracu să fie, vreau și o să o cunosc. Mă rog. Domnul doctor, poate n-ați înțeles, eu nu vreau cupe mărimea de... Dar nu dumneavoastră, trebuie să vreți, domnișoară. Societatea trebuie să vrea. Iar societatea vrea un contrabalans de la fundul dumneavoastră devastator. Gata! Până aici. Nu știu cum vă puteți permite. M-am săturat să vă ascult glumele dumneavoastră din program. Eu domnișoară, domnișoară, dar calmează-te, domnișoară, te rog frumos. Nu atâta vreau să te întreb. Cine este expertul aici? E, dumneavoastră. Așa. Și cine te-a trimis la mine? Am citit un articol într-un ziar. Păi vezi? Atunci lasă-mă să-ți prezint implanturile. Îți prezint implanturile și după aia mai vorbim. Nu? Bine. Ok. Acesta este implantul C pe care îl vrei dumneata. Dar este exact ceea ce mi-am dorit. Exact ce ți-ai dorit. Uite ce-ți propun eu. Dar astea sunt jucării. Normal că sunt jucării. Sunteți complet deplasat. Nu știu cum mă puteți permite. Gata, nu mai nicio glumă. Nu. Uite, nicio glumă. Ah, mi-a venit o idee, domnișoară. Fii atentă. Cum ar fi să cumulăm sânii dumitale și să facem unul mare aici, în mijloc? Mare, dar bun. Cum vă permiteți așa ceva? Gata, domnul doctor, gata. Eu plec, dacă... Nu. Am glumit. Nu, cum doriți dumneavoastră. Eu nu sunt de acord, dar dacă vreți, facem implantul C. Nicio problemă. În sfârșit, vă mulțumesc mult de tot. Să știți că sunteți un doctor foarte bun și abia aștept să mă operați. Da. Da? Ce faci, mă? Grozav. Excelent, ce să zic. Auzi, mă, știi ce mă întrebam eu? Cum oare de sunt eu plătit ca să mă joc toată ziua cu balcoanele fetelor, ha? Auzi, zi și tu, lumă mica, că vin la ora 6 acasă, da? Da, să-mi pregătească și mie tocănița aia de ciuperci. Bun, mersi. Dracula este mitul românesc care foarte rapid a ajuns un mit internațional. A creat o adevărată industrie. S-au tipărit cărți, postere, suveniruri, chiar și chiloți. Așa că ne considerăm îndreptățiți să-i dedicăm un cântec acestui produs numit Dracula.
față din profil. Dracula e un brand, e o marcă, e un stil. Îți vine dintr-o dată să îți brodezi căciula, și haina și maieul cu numele Dracula. Și atunci să vezi cum brusc o să te crezi. Să meargă la castel, să-l caute codloane ca să dea puțin de el. Își iau de la tarabe pixuri, posteri sau un ceas. Dracula e pe toate, niciun loc n-a mai rămas. Se vinde pe pangrei, pe coco, nu pe lei. Dracula. Doamnelor și domnilor, Dracula! Și în spate mai mic. Dracula în graffiti este scris pe garaj. Dracula are fata chiar pe șold în tatuaj. Oriunde o să privești, o să găsești Dracula. Și zi, dragă, cum a fost aseară la parada de modă, a? Mișto, lume mută, rochii mute, da? Fițe. Și ce rochii mai poartă cu coanele? Ai văzut ceva interesant? Ca să spun sincer, da. Nicoleta Lucio a venit cu o rochie despicată până la... Nu mai vorbi de ea. Fata asta e un... Sigur. Plus că are niște sâni... Sunt ca piatra. Credeți că sunt ai ei? Crezi că i-am împrumutat? Credeți că și-a pus silicoane? Păi da cum? Sigur și-a pus silicoane. Ăia nu sunt sân natural, dragă. Uite, ai tăi sunt sân frumos și natural, dar ăia... Plus că nici la față nu e cine știe ce. Are niște ochi... Așa e, tu sunt groaznic. Eu nu înțeleg ce-or vedea bărbații la ea. Nu înțeleg ce-i atrage. Dar mai bine spune, pe cine ai mai văzut pe la show? Am văzut pe parașuta aia de Loredana. Te rog să mă lași cu... Te rog să mă lași cu Loredana. De ce, drag? Cântăreața lupește, ce să spun. E, da. Are și o piesă cu... Da. Cu Bună seara, iubite. Da. Și nici până acum n-am aflat cine-i iubitul. Auzi? Și în plus a culcat și cu tot orașul, numai taică mi-o a lipsit. Da! Serios? Păi ia și cu Nicoleta două parașute! Nicoleta! Ce bine arăți! Mersi, drame! Tu la fel! Pa, fetelor, am plecat! Pa! Tu, dar ce ți-ai făcut la păr, că arăți superb? Nimic special, l-am vopsit. Bine ai făcut! Îți pune în evidență ochii ăștia așa frumoși, nu? Superb! Vai, super! Gradele de voi! Dar cine era tipa? Cine? Îngânfata asta? Are impresia că are cel mai tare corp. Da. Și că încolo, silicoane peste tot. Nu că ai tăi natural, drag. Bună seara, dragi telespectatori. Dragi prieteni, mă bucur să vă revăd așa la sfârșit de an. Și vreau să vă spun că pe lângă urările de bine, am de gând să vă prezint un CD pe care... Domnul Mădălin! Da, domnul. Aș avea și o mare rugăminte la dumneavoastră. Dar cine sunteți noastră? Sunt Sebastian Popa. Da, părinte, care e problema? Vreau să vă cer și o... Te rog frumos, lasă-mă puțin, că am puțină treabă și după aia vorbim. Da, te rog, te rog din suflet, lasă. Deci, CD-ul pe care tocmai vreau să vi-l prezint este deja la îndemâna oricui, se găsește pe piață, este o muzică frumoasă, sper să încânte și... Bine, s-a vândut ca pâinea caldă, bă, lasă, muzică, bă, te rog, foarte bună! Te rog frumos, îți dau și niște bani, dar lasă-mă acum să termin treburile care... Domnul,
Domnule, te rog frumos, lasă-mă puțin. Domnule, dar pot să vă fac reclamă. Sunt foarte priceput. Dar n-am, domnule, nevoie de reclamă. Reclama o fac eu, te rog frumos, lasă-mă acum și după aceea vorbim. Și, deci, cum vă spuneam, el are în repertoriu acest CD, pe lângă piesele deja cunoscute, multe din ele șlagăre, are și o frumoasă expunere. Acesta e CD-ul! Uitați-vă! Îl puteți găsi la toate magazinele de specialitate! Domnule, termină, domnule, de fapt, ce vrei dumneata? Domnul Mădălin... Spune-mi ce vrei, hai repede, că nu putem să stăm așa, ținem oamenii de ne facem. Aș vrea să fiu valetul dumneavoastră. Valetul meu? Da. Păi eu n-am nevoie de valet, domne. Nu mai vreau să fiu cu americanul, că mă ceartă, dar să știți că sunt bun la gătit, la spălat, domnule, la curățenie. Domnule, n-am nevoie de servitor, domnule, eu îmi calc singur, îmi gătesc singur, îmi fac de mâncare, te rog, singurul care nu pot să-l fac, nu pot să mă tund. Dar te rog frumos, lasă-mă pur acum. Lasă-mă în pace, te rog frumos. Deci vă rog frumos să mă credeți că veți avea o surpriză foarte plăcută dacă acest CD va ajunge în... Știu să și calc, am uitat să vă spun. Bă, te calc eu dacă nu te potolești, te rog frumos. Deci eu știu să fac tot în afară, să nu pot să mă ajung să mă văd să mă tund. Dar te rog frumos, lasă-mă pace acum. Te rog frumos. Și sper să vă bucurați așa cum stă bine unei generații tinere cu muzica pe care eu vă... Să uită! Ce faci, bă? Aveți părul ca mare, domnul Mădălin! Și ce vrei, bă? Aș vrea să vă tund puțin! Băi, ce te tund eu, bă, vino cu ACB! Doamnelor și domnilor, bună seara! Întrerupem programul nostru obișnuit pentru o informație de ultimă oră. Tiranul Saddam Hussein, dictatorul Saddam Hussein, a fost capturat de forțele americane. El se afla în beciul unei case... Ce se întâmplă, domn? Băi, Costeluș, ce aveți, mă, băi? Ce facem noi, domne, cu băiatul ăsta? Băi, hai, nu merge, mă, băiatule, băi, nu așa. Când spui o știre, te uiți în ochii la oameni, le transmiți, zâmbești, ești captivant, ești energic, te uiți la ei, body language, trebuie să vorbească corpul, mintea să strălucească, trebuie să faci tot felul de lucruri. Păi, sigur că da. Sau, mă rog, merge și așa, lasă, dă-i înainte. Băi, vezi? Măi, Mihăiță, tu așa spui știrile, domne. Dar cum? Păi cum spui exact ce s-a întâmplat? Păi cum? De-aia te-ai închemat noi aici. Trebuie, și, și ce să fac? Păi spune-o ce trebuie să faci. Aici ești la Bloc TV, nu ești la Pro TV. Așa? Trebuie să faci omul să stea cu ochii lipiți de ecran, înțelegi? Uite! Și cum se face asta? Adică nu știi, nu? Fii atent aici. Iară-te, bă, iară-te. Dă-te la o parte. Muzica, vă rog! Acum câteva zile, dictatorul Saddam Hussein a fost prins! Se afla în beciul unei case în apropierea satului său natal. Armata americană l-a urmărit, a ajuns acolo și a coborât în beci. Și acolo era Saddam. Înconjurat de două blonde și o brunetă. Surprins în poziția... Cum a fost surprins? Spune și mie că mor de curiozitate. Mai multe amănunte în grupul de știri următor. Mihai, ți-a plăcut, domne? Așa trebuie să faci. În felul ăsta îi și agăți pentru calupul de știri următor. Ce zici, mă, Găzdelușule? Nu cred că pot să fac așa ceva. Ia, auzi, bă. Dar mai e o variantă. Dacă nu poți asta, eu zic să pui știrile pe muzică, să le cânti. Nu. Nici asta. Mai e o variantă. Care? Să faci striptease în timp ce citești știrile. Bună, bună. Fac cravata, fac ăla, fac așa. Niciodată. Păi dacă aia nu vrea, aia nu vrea, mai rămâne o singură variantă. Să-mi puște în direct. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună seara și bine v-am găsit la Costelu Show. În această seară am o invitată de excepție, doamnelor și domnilor. Această invitată se numește Loredana. Haideți să o privim cu aplauze. Loredana, bună seara! Bună seara! Loredana, tu ai,
Ai cântat cu domnul Caramitri, adevărat? Da. Da, e adevărat. Și ai avut piesa aia, Beton, Focule, de ce ești trist? Nu, piesa se numea Bună seara, iubite. Bună. Adică Caramitri era iubitul tău, nu? Nu, nici vorba. Am făcut o gafă! Iartă-mă, Lorna, am putut să pun de emisiunea asta. Costeluș, liniștește-te! Da? Ești foarte bine. Mulțumesc, mam. Mi-am mai revenit. Loredana, ți-aduce aminte când te-ai lansat? Da. Da. Aveai 14 ani, nu? Da. Știi că și Britney Spears s-a lansat la 14 ani? Da. Da. Mi-e place foarte mult cum cântă fetița asta. Uite, am acasă ultimul ei album, îl știu pe de rost integral. Toate piesele de la cap la coadă. Sunt fan Britney Spears. Uite, am o piesă preferată. Ah, iartă-mă, iar am făcut o gafă. Nu trebuia să vorbesc despre ea acum. Nu sunt bun de nimic. Nu, și e ok. E ok? Ține-o tot așa. Mulțumesc, mi-a mai luat o piatră de pe inimă. Cum e să cânti, Lori? Cum e să cânti cu grupul vocal The 50s? Nu știu, n-am cântat până acum. Asta era întrebarea pentru bănică. Nu mai, gata, nu, hey. sunt prost, nu pot să fac așa ceva, nu, mai. Nu, iartă-mă, Lori, să știi că nu sunt bun de nimic, îmi pare rău, dar... Nu, iartă-mă, te rog. Calmează-te. De ce să mă calmez? Ești foarte dar bun. Dar n-am cum să... A? Ești foarte bun. Ce ai zis? Ești bun. Sunt bun? Sunt foarte bun? Ești foarte bun. Sunt foarte bun? Sunt foarte bun? Ați auzit ce a spus Loredana? Că să... Te rog frumos, ești în emisiunea mea, da? Sunt foarte bun! Sunt foarte bun! E o emisiune foarte Costeluș. Bună cu un prezentator foarte bun! Nu e așa, Loredana? Mai spune-o. Te rog frumos, când îți dau eu cuvântul, atunci vorbesc. Sunt foarte bun! Ia, te rog frumos! Sunt foarte bun! Sunt bun! Te rog, ești la mine! Sunt bun! Sunt foarte, foarte bun! Sunt bun! Sunt foarte, foarte bun! Sunt bun! Stai jos, te rog! Sunt foarte, foarte bun! Sunt bun! Sunt foarte, foarte bun! Sunt foarte, foarte bun! Ce? Am zis că ești foarte bun, dar... Sunt bun! N-am zis că ai și voce bună. Îmi pare rău. Iartă-mă, Lori, m-am luat cu... Nu trebuia să fac emisiunea asta. Iartă-mă, îmi pare rău, nu e bine. Stimați călători! Am ajuns la București, punctul final al călătoriei noastre. Vă mulțumim că ați ales să călătoriți cu noi. Liniile aeriene Mitocan Air. Mulțumim, pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Dumneavoastră sunteți din București? Nu, pa, pa! Voiam să vă rog dacă... Pa, pa! Pa, pa! Nu vă supărați. La ce oră pleacă avionul înapoi spre Timișoara? Pa, pa! Vreau să vă întreb la ce oră. Pa, pa! Nu, aș vrea să vă rog să îmi spuneți. Pa! Pa, pa! Sunteți foarte gras. Ce-ați spus? Poftim? Am spus pa, pa. Am spus pa, pa de 40 de ori până acum, una după alta. De ce aș fi spus altceva? Plecați! Pa, pa! Bună seara! Vreau să vă spun pa, că... Nu, stați puțin. Vreau să vă spun că v-ați purtat cu mine execrabil tot drumul. Pa, pa. Am avut nevoie de o informație și nu mi-ați dat-o. Știți că o să vă fac o plângere. Pa, pa. Nu, o plângere, dar nu să vă vedeți. Sunteți niște mitocani, niște nesimțiți și nu o să mai circul în viața mea cu compania voastră. Pa, pa. Scufundați-vă în ocean să vă scufundați. Mulțumim că ați călătorit cu noi. Pa, pa. O să vă aștept la ieșirea din aeroport. Pa, pa. Stai că n-am terminat. O să vă rup dinții la amândoi. Pa, pa. Aia o să fac. Bravo, șmechere! Pa, pa! Băi, vă bag în spital, băi! Pa, 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 pa! O să ajungeți în scaun cu rotile înălțimitilor! Pa, pa, pa! Pa! Mă
scuzați, aș dori să... Cioc-cioc! Poftim? Pa, pa, pa! Nu înțeleg. Nu-i nimic de înțeles. Pa, pa, pa! Pa, pa? Nu vă supărați. Ce ascultați? Hituri din anii 70. Hituri din anii 70? Mor după asta! That's the way! Pa, 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 pa! I like it! Pa, 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 pa! That's the way! Pa, 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 pa! I like it! Pa, 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 pa! That's the way! Pa, pa! Ce bine că am decolat! Ce-ați făcut, bă, fraților? Ați decolat din București? Eu vreau să cobor aici, bă! Te ajutăm noi! Pa, pa! Bună seara, iată-ne din nou la Costelu Show! Am un nou invitat în această seară, sper ca de data asta să mă descurc mai bine, să nu mai am emoții, dar să nu mai lungim vorba, să-l invit în scenă pe Dan Bidman, doamnelor și domnilor! Luați-i! Dan, te-am rugat pentru început să ne povestești ceva interesant. Ce anume? Păi, cum e să fii solist la trupa Holograf? E bine, e foarte bine. Da, e... Păi, ți-aduce aminte când ai cântat cu Holograf la Costinești? Da. Greșit, nu e bine, nu e bine ce fac, deloc. Nu e... Costinești, o luăm de la capăt. Liniștește-te, nu e nicio problemă, te rog, ești foarte mult. Liniștește-te. Mulțumesc. Încă o dată. Am citit în ziare că ai doi copii, Dănuț, e adevărat? E adevărat, da. Nu e bine deloc. Nu e bine. Nu e bine, am greșit. Dar iartă-mă, Dan, te rog frumos. Costeluș, ești foarte... Nu, e foarte bine. Iartă-mă, te rog frumos. Nu, foarte bine, nu fă o criză. Nu știu să fac asta, iartă-mă. Costeluș, nu fă o criză, ești foarte bun. Ești foarte bun, pe cuvântul meu. Foarte bun. Pe cuvântul meu, ești foarte bun. Nu fă o criză din treaba. Să se consemneze că domnul Dan Bidman a spus că sunt foarte bun, da? Foarte nu că bun, sunt foarte bun. Foarte. Nu e așa, Dănuț? Foarte. Sunt foarte bun. Da. Sunt bun. Ești bun, dar Băi, te rog frumos, ești la mine spectacol, da? Sunt foarte bun. Ia bagă mai asta. Ești foarte bun. Te rog frumos, e momentul meu. Sunt bun. Sunt bun, nu? Sunt foarte bun. Zi-mă și tu. Ești bun, dar... Te rog să stai deoparte. Nu. Fiindcă sunt bun. Ești bun, dar... Sunt bun! Ești bun! Sunt foarte bun! Ești bun, numai că... Da! Numai că... Ai nicio treabă cu vocea. Am greșit, Iana! Iartă-mă, Dan, te rog, Iana! Nu pot să fac! Iartă-mă, te rog, iartă! Bună ziua! Bună ziua! La domnul director aș dori. Foarte bine! Dumneavoastră sunteți? Mihai Popescu. Foarte bine! Domnul director, vă întâlniți cu domnul director pentru că? Domnul director și-a comandat niște costume la magazinul nostru și m-a rugat să vin să iau măsurile. Deci, și... nu aveți întâlnire cu domnul director? Păi, nu chiar, dar... Nu e fixată dinainte. Nu, dar m-a rugat mulțumesc să... Mulțumesc foarte bine, vă mulțumesc. Luați loc. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! A. Da. Mulțumesc. Dumneavoastră? Eu la domnul director.
Dumneavoastră sunteți... Bitman? Mm-hmm. Dan Bitman. Așa. Și domnul director vă știe de la... Știe de la televizor, cum de unde mă știe? Mă știe de la holograf. Holograf. A, un talk show. Nu, nu, nu. Holograf. Holo. Mm-hmm. Holograf. Iris. Mm-hmm. Mama veche. Mm-hmm. A, tot talk show-uri, nu? Ești împițe. Da. Nu. Ba, deci, holograf, frate, de 25 de ani cântăm, înțelegi, pe scenă, milioane de oameni și... Vă înțeleg, probabil că sunteți într-adevăr foarte celebru, dar da? Acum luați loc. Nu, uite-te în ochii mei, îți sparg fața, îți mut fălcile. Și eu înțeleg ironia foarte fină, da? O apreciez, da? Dar luați loc. Nu că l-omor, nu că l-omor, nu că... Aici nu se fumează, mulțumesc! Aici nu se fumează, mulțumesc! În omor și pe el și pe familia lui. Am auzit! Asta am și dorit! Bună ziua! Bună ziua! Cu șeful. Bun, foarte bine. Și dumneavoastră sunteți? Sunt Teo Trandafir de la Prutene. Ah, iar eu sunt Tom Jones and you're my sex bomb. Vai, ce-ați mai râs, sincer, ce-ați mai râs. 5 minute îmi trebuie. Da, foarte bine. Aveți întâlnire fixată? Nu, dar am niște nervi pe care nu pot să ți-i explic. Vă mulțumesc, luați loc. Dragul meu, poate nu înțelegi, eu sunt un om nervos. Eu sunt un om nervos, sunt cu nervii foarte. Trebuie 5 minute. Yes, promit că nu te pun să-mi faci tort. Nu aveți întâlnire, vă rog, luați loc. Mulțumesc. Tu ai auzit vreodată de leafă? Leafa este atunci când trebuie să fie market share-ul atât, aha, și punctele atât. Uneori, însă, dragul meu, că asta vroiam să-i spun. Aha. Există posibilitatea ca market share-ul să rămână pe loc și punctele să scadă pentru că a scăzut consumul. Înțelegi? Scăzând consumul, pac, scad punctele, dar share-ul rămâne pe loc. Cât e share-ul mare, e bine să se știe. Aha. Acum pot să intru 5 minute? Mulțumesc pentru explicație, luați loc. Să mă întorc, ăsta e absolut idiot. Am auzit. Asta și vroiam. Ce că e Teo Trandafir? Bună ziua. Mă scuzați. Mm-hmm. Îmi este foarte greu. Sunt mama biologică a domnului, mm-hmm, director. Mm-hmm. Adică eu l-am născut, dar n-am putut să-l cresc și l-am dat de când era un bebeluș. Mm-hmm. Dar nu trece o zi fără să mă gândesc la el. Mm-hmm. Și îmi pare foarte rău că am făcut ce am făcut. Mm-hmm. El mă căuta de mult și acum sunt pregătită și eu să mă întâlnesc cu el. Mm-hmm. Bine, că acum eu am în toată firea. Da, ok, și... ok, mersi. Scuze, vorbeam la telefon. Vrea să mă întrebați ceva? Nu, nu, m-a răzgândit. Foarte bine, mulțumesc. Bună seara! Dumneavoastră... La șeful 5 minute. Și dumneavoastră sunteți... Nicoleta Luciu, știe. Bineînțeles. Poftiți. Că mă doresc spatele, măi, Costelușule. Dar n-am ce să-ți fac. Trebuie să te schimbi, că joci Romeo și Julieta, mă. Ce? Aolea. Ce ai făcut, mă? M-ai băgat în clasic? Mai nenorocită. Normal că te-am băgat în clasic. Băi, stați așa. Ce?
Vă dau o unghie de tot, trandafir și un kilogram de Cristi Tabără și mi-o dați pe Mimi? Du-te, mă, de aici! Du-te, mă, lasă-ne! Nu mă dați pe Mimi, mă? Mi-o dați pe Mimi? Pleacă, mă, pleacă, mă! Mi-o dați pe Mimi, mă! Pleacă, domne, de aici, lasă-ne, mă! Mi-o dați pe Mimi! Eu știu de ce te doare spatele, Neluțu! Te uiți sub fustă la fete, te apleci, nu? De unde, mă? M-a tras curentul la taxi, lasă-mă! Vă dau un chiștoc de Ștefan Bănică Junior și o tabacheră de Ștefan Bănică Senior și... Pleacă-mă de aici, că ne-ai nebunit tot anul! Pleacă-te, oi! Băi, blănosule, fugi de aici, că mă enervezi! Hai, că trebuie să te schimb, n-am ce să-ți fac! După care te trimit la masaj, să știu o să fie mai bine! Hai ușor, hai ușor! Vă dau un masaj cu... Ia pleacă de aici, că-ți dăm noi două bani de lucruri! Ieși afară! Ieși afară, mă, că-ți dau un masaj, că-ți dau un masaj! Pleacă-mă de aici, pleac! Ia uite, bă! Du-te, mă, de aici! Hai ușor, hai ușor, după care te trimit la masaj de Luțu, hai, aolea. Hai, hai la Romeo și Julieta, hai, du-te, tata, du-te ușor, hai, luați-l fetelor, du-te, tata. Frumosul meu, Romeo, ce bine că ai venit, de când aștept afară, aproape m-a dormit. Pe această dulce fată, eu vreau să o trezesc, există o variantă de fund să o ciupesc. Julieta scumpă, mașina n-a pornit, a întârziat tramvaiul și taxi, n-am găsit. Dar de ce stai, Romeo, încovoiat așa? Privesc pe aici, prin iarbă, cred că am pierdut ceva. Aruncă-mi o privire, să văd că mă iubești. Nu pot privi la tine, tu știi că mă orbești. Hai, Romeo, privește, să vezi un decolteu. Nu că mă spui lui tactu, că sunt un derbedeu, ască-și-te! Te nu urci tu la mine? Atunci cobor eu! Aoleu, m-am încurcat-o, tăticu! Nu, te grăbi, iubito! Urc eu, că n-o fi greu! Și nu m-a fi pus pe mine să vină în astă seară. Mai bine stăm acasă decât să urc o scară. Cu cine vorbești, dragă? Nu-i nimeni în palat. Este Ovidiu Grecia și e cam supărat. Să rămână a doică. Cred că m-am dereglat. Vreau să cobor în curte să mă mai plimb puțin, că starea amețită. Să știi că-i de la vid? Ce greu mi-e urcușul. Mă roade os pe os. Dar dacă mi se treaba, sunt om făcut. M-am scos. Mai am o treaptă. Gata! Hai că am ajuns la tine, ajută-mă, dă mâna! Ce faci aici, străine? Nu! Iară sunt țeapă, parcă aș fi o armură. De ce pe iar să plouă? Precis fac baltă în gură. Frumosul meu, Romeo! Da! Te-ai prefăcut în scrum? Sunt aici pe scară, tu unde ești acum? Iar nu te uiți la mine? De ce te dai pe spate? Privesc o păsărică. Ce falnic zboară, frate! Aceasta a fost povestea domniței prea curate și a unui juler tânăr înțepenit de spate. Mamă, ce bune sunt! Păi, da. Vezi că ții binoclu, Ives. Păi asta și vreau. Dacă le văd prea aproape, s-ar putea să am probleme și nu vreau să mă fac de râs aici. Lasă că ai balarele în față, nu te vede nimeni. Auzi? Tu le vezi îmbrăcate aici, dar eu la cabină le-am văzut fără sutien pe toate, tu înțelegi? Și te-au lăsat? Nu că m-au lăsat, m-au ținut de vorbă, nenorocitele. Fii atent, eu tot vreau să plec și ele mă întrebau că ce costum să-mi iau, că ce moment urmează. Dădusem în bulbuială la pupa, nu mai putea să răspund nimic. Făcea Mamă, eu zic, dă-mă și-mi. Băi, cățelușule, la papa! Ce? Băi, fraților, unde? Băi, unde ești, Adina, ați văzut-o? Trebuie să ne facem cena aia cu balconul cu Romeo și Julieta, că n-a ieșit. N-a ieșit bine. Băi, nu. Vezi că e în spatele blocului la scenă. Trebuie să cânte. Fugi acolo, fugi acolo. Gata. Eu te-o pe aia. Adina, ce faci, mamă? Păi, da, tu nu trebuia să fii la scenă, spatele blocului, nu trebuia să cânti? Nu eu, Delia cântă. Parcă te-am văzut și pe tine cântând la duș. Nu, ăla era playback.
Mulțumesc! Dar când m-ai văzut tu la duș? Chiar la popor. Pardon, nu te-am văzut, te-am auzit. A, să vă mai arăt odată cum cânt eu? Da, te rugăm, hai să te rugăm. Hai. Bine că te-am găsit. Să știi că secvența aia cu Romeo și Julieta n-a ieșit deloc. M-a durut spatele îngrozitor, ai văzut și tu. Dar după ce am căzut pe fluture, mi-am revenit odată, miraculos. Hai puțin, liniștește-te. Cu mine vorbești? Da, cu tine. Te... Și mai ales că acolo, la final, noi trebuia să ne salutăm. Să mă salut? Eu? Cu, da, ce? La final? Da, cu da, cine? Da. Cu tine? Cu mine, cu mine. Ce, vrei să te ofilezi acum? Nu, ha, da. Mergem pe platou, refacem toată scena, ne salutăm acolo, în final. Nu, ăsta e motivul pentru care am venit azi aici. Da, că, cum, ce? Nu, am venit să cânt. Bine, eu cânt. Delia. Încântată. Na, vrei să-ți faci damblau cu cântatul? Cântă, dar să știi că eu... O să vezi. Eu rămân aici și te aștept să mergem pe platou după aia, să știi. Rămâi. Aș vrea să-mi dai o noapte de iubire, aș vrea să-mi dai. Aș vrea
Stai, mă, măi, ce mișto cânti, mă, Adina, măi! Dar când te-ai apucat tu de muzică, De muzică? De vreo 7-8 ani, cam așa. Bravo, excepțional! Nelu, am auzit că m-ai căutat. Ups! Mamă, în ce hal de oboseală sunt, nenică! Cred că știi ce de Adina. Salut, Adina! Bună, Delia! Delia! Măi, burtină, măi, gușire, v-am spus să nu vă mai împingeți în mie! Ne! Acum încotro să o luăm! Încolo! Bă, nu, încolo! Trebuie să ne orientăm după hartă! Da! Dar unde-i harta? Unde-i harta? Că ție ți-am dat o gușilă! Ție! Da, și eu i-am dat-o lui Burtilă. Unde e, mă? Și eu am pierdut-o. Aoleu! Mă, ce tâmpiți sunteți! Acum trebuie să ne orientăm după mușchi. Da, da. Iete, orientează-te! Bă, după mușchiul copacilor! Da! Ia! Se aude ceva, ia cine-o fi? Stai așa! Cum, așa? E bine așa, e bine așa să stăm! Cine sunteți voi? Noi? Păi noi suntem Nașila, Borătila și Goșila. Dar tu cine ești, americane? Eu sunt Lupu. Și vă invit la Lupu Show! Surprise! Iată și întrebările! Ia. Acum să vă văd! Sunteți gata? Da! Atenție! Ia. În ce oraș stă papa de la Roma? Cine răspunde? Ia zi tu, Burtilă! Papa? Ce fel de papa? Aperitiv felul 2? Că eu sunt mort după papa! Ești prost! Ia zi tu, Bușilă! Papa de la Roma, din câte am citit eu, stă la Veneția și... Și tu ești prost ca noaptea, Gușilă! Ia zi tu, Năstilă, că te văd mai vesel! Papa de la Roma! Evident, stă la Roma! Te crezi șmecher? Păi... Ei bine, e greșit! Ei bine, papa stă la Vatican, care e stat în stat, te-a făcut! Dacă ești șmecher, răspunde tu la următoarea! Atenție! Răstilă! Pentru tine! Ce înseamnă un an lumină? Cât ar trebui lui Burtilă să se aplece să ia o monedă de jos, că nu-l lasă purta! Hai că ești împină, Silă! Un an lumină reprezintă în fizică un an în care... cum ar veni? Deci lumina care anul... Că e pluros, că e zicetos, nu contează. Un an, deci lumina care... Mănâncă! Care... Mă, lupule, că nu știu, mă! Nu știu! De ce mă ții atât dacă nu știi? Păi, zic că nu știi! Păi, normal că nu știe, nu știe nimic piticul ăsta! N-a știut nimic în toată viața! Nu știe decât să țipe la nevastă sa! Dacă nu eram eu și cu tine, americane, nu făcea mare brânză în serial! Dar tu știi răspunsul! Sigur că știu! Păi, ia zi, hai, zi! Nu știu, domne! Ce mă fac cu voi? Nu știți nimic! Lupule, tare să mâncăm, că murim de foame! Măi, n-ați înțeles nimic! În povestea asta, eu vă mănânc pe voi! Voi nu mâncați nimic! Amă, americane, dă-mă și tu o bere, ce... Amă, dă-mi și tu o friptură! Amă, te rugăm frumos, americane! Amă, terminați odată, mă! Ce vă văicăriți atât? Bine, hai la restaurant! Noi mergem să bem ceva. Beți și dumneavoastră ceva și uitați-vă la momentul următor. Hai, hai, hai! Foarte bine!
Ei bine, dragii mei, am revenit cu încă o surpriză. Vom sta de vorbă în continuare cu marele, nemai întâlnitul campion național la schi, domnul Cristian Slalom! Știu să știți că nu mai trebuie să fie prezentat. El a luat foarte multe premii la Zakopane, la Cortina d'Ampezzo, iar acum se întoarce învingător tocmai de la Innsbruck. Haideți să-l chemăm în scenă! Cum ați călătorit? Binișor. Cam a glumit la centri, Nu! Nu se poate! Iată, dragii mei, un om modest care circulă cu trenul, nu cu mașina personală. Fantastic! Merită să-l aplaudăm? Povestiți-ne, cum a fost la Innsbruck? Mai cu curaj, așa. Nu, eu vin de la Sinaia. Când de la Sinaia? Păi nu veniți de la Innsbruck, eu așa știam. Nu, de la Sinaia. Excelent! De la Sinaia, o mică greșeală. Spuneți-ne atunci, cum sunt pârtile de schi de la Sinaia în comparație cu cele de la Innsbruck? Nu știu, că n-am fost pe pârtia de schi. E, cum n-ați fost la schi? Că n-ați fost la schi la Sinaia? Nu, deloc. Nu-i nimic! Atunci, de ce ați fost la Sinaia? Să auzim! Am o rudă bolnavă și vreau să o ajut. Trebuie să o ajut că e la pat și... Da, extraordinar, dragii mei! Vedeți și noastră un gest omenesc care să aplaudăm! Păi, atunci ce să mă mai întreb? Când reveniți pe pârtie? Haideți mai cu curaj, ce naiba! Păi ce să vă spun eu? Nu știu dacă anul ăsta am timp pentru săniuși. Poate copiii. Dar nu vă întrebam de săniuși. Eu vorbeam de schi. M-am prins. De schi. De schi. Păi eu nu știu să schiez. De ce faceți mișto de mine, a? Dar schiurile alea ce sunt? Astea sunt ale unui nepot de-al meu și vreau să îi le duc de la Sinaia la București. Stai, doamna, dumneavoastră, nu sunteți marele, nemai întâlnitul campion, Cristian Slalom! Nu, eu am venit pentru emisiunea de trei ori femeia lui doamna Tatu, dar cred că am încurcat platourile. Hai, domnule, să vă joc de mine? Nu! Ești, domnule, afară, nu ți-am șepă! Ești, domnule, afară! Stimați telespectatori, întrerupem programul pentru un nou calup de știri. Maestre! Muzica! Saddam s-ascundea, pa-ba-ba-bam, pripeciul stătea, pa-ba-ba-bam, armata a venit, pa-ba-ba-bam, bărbos l-a găsit, pa-ba-ba-bam. Ce mai e, măi, oameni buni? Ce mai e? Maestre, te rog. Nu că a fost bine, nu te enerva. Mie îmi place cum versifici, pe loc, la moment. Așa. Ești foarte spontan, să știi. Nu. E o problemă mare aici. Care? Da? Dom'le, n-ai voce deloc. Lasă-mă. Iată-ne din nou împreună. De această dată vom sta de vorbă cu membrii celebrei expediții de pe Himalaya. Da. Bravo, iată-i lângă mine. Bine că ați mai venit. Ia spuneți-mi cum a fost. Cum să fie, a fost bine. Ne-a fost puțin frică, dar a trecut. Ce frigă am îndurat.
A fost un frig, dar am îndurat cu stoicism. Da. Mă iertați puțin. Du-te. Ok. Ia spuneți-mi, și cum ați înfipt steagul românesc în vârf, nu? Da. Se poate, domne, e acolo. E singurel. Ia, o să vă dați seama, oameni buni, și de această dată românii au fost primii. Au fost vreo 10 steaguri, dar le-am scos și le-am aruncat pe toate. Da, sigur. Toată expediția am filmat-o pe casetă. Da. Mă scuzați un pic. Du-te. Să revenim. Deci totul e pe casetă. Sigur. Fantastic! Vă dați seama, este o dovadă pentru generații următoare ce ați făcut dumneavoastră. Așa va rămâne în istorie. Așa este. Unde e caseta? Să o dau la regie să urmărim câteva secvențe. Nu avem, că am uitat-o lângă steag. Asta e, ce ne facem? Ați uitat-o lângă steag? Da, din moment ce am uitat camera de luat vederi și caseta era în cameră, înseamnă că am uitat și caseta, asta e. Nu se poate, oameni buni, din păcate nu vom urmări nicio secvență din această superbă expediție. Ce păcat, a? Mă scuzați puțin, vă rog. Du-te. Dom'le, nu vă supărați acum. Unde tot ieșiți afară? Avem o problemă. Da. Te mergeți la toaletă, da? Da. Mai e pe hol un membru al expediției și mergem să vedem ce face. Da. Păi, și de ce nu-l aduceți înăuntru? Nu e cazul. Păi nu e. Doamne, v-am invitat pe toți, vă rog foarte frumos, aduceți-l înăuntru, să-l primim cu aplauze. Bine. Uite, domne, l-am adus. Vedeți? Da, ieșeam afară, să mai ștergem apa de sub el, că începuse să se topească. Dumnezeu, sunteți nebuni? No. Scoateți omul afară, păi dacă moare. Da, avem noi o idee mult mai bună. Ce idee? Dom'le, după interviu, facem un mare șpriț. Și-ar fi fost păcat să nu folosim noi frumusețea asta de gheață. A? Vii cu noi? Mă, tăceți-mă din gură, că nu pot să număr aici. Opa, a dat 1,5 milioane ca să intre în Revelion? E puțin, frate. Nu mai chemăm de mine. Ia uite 3 milioane de la fete, au pus mână de la mână? Foarte frumos. Să radină și cu mine. Mă, tăceți din gură, m-a rugat frumos. Uite, americanul băiat subțire, a dat 200 de parai. Păi nu mai băgăm, domne. Bă, dar m-a rugat să tăceți din gură odată. Bă, vă dau 100 de parai, mucles. Ha? Și voi băgați momentul următor, hai! Graba! Sunt valetul ideal, sunt puternic ca un cal. Cred că am băut puțin. Am un cor fenomenal, cap, trunchi și picior. Opa! Ia uite un pistol. Dar ce pot să fac eu cu un pistol? Te rugăm că nu mai putem. Nu, ok, gata. Facem orice numai să nu ne împuști. Hai, noroc, Nea Popa. Băi, ce faci, mă? Lasă-l jos, că nu e jucărie. Știu, e de adevăratele. Și are și gloanțe. Păi tocmai de-aia, lasă-l jos, Popa, lasă-l jos. Ba, nu las. Păi, mi-a venit și mie rândul americane. Cât m-ai umilit tu pe mine? Cât m-ai înjurat? Popa, ce faci, mă, băi? Ce fac? Mă distrez și eu puțin cu tine. Nu ți-a plăcut niciodată cum gătesc? Eh, acum a venit timpul să-ți placă. Popa, stai, bă, băi, vezi că te duci cu gluma, fiate. Dacă faci un pas, te găuresc. Uite aici resturile alea de pateu. Mănâncă-le. Ce? Cum să... Băi, nu trage! Mănâncă-le, nu mă enerva. Și fasolea e tot de mine gătită. Mănânc-o? Nu! Mănânc-o! Opa, mănânc-o! Stai! Să mor eu, de nu te ciuruiesc! Opa, dar nu pot, mă! Miroase îngrozitor! Mănânc-o! Băi.
Ce, Boba, nu mai ai gloanțe? Hai, trage! Mai gloanțe! Ce ziceai tu? Ia, mă, vine lângă mine! Să mănânc eu totul de acolo, Americane, dacă nu-ți place mâncarea, o mănânc eu. Serios? Da. Bună seara, doamnelor și domnilor! În continuare vă invităm la cel mai inedit concurs din istoria concursurilor, și anume concursul de ochelari. În ce constă ineditul? Ei bine, avem un singur concurent, de fapt concurentă, și anume Lili. Numai pe Lili am putut-o vrăji că avem ca premiu $1,000,000. Hai să o lăsăm așa. Ei bine, Lilișor, ce va trebui să faci tu? Ce? Va trebui să ne spui ce idol au vecinii tăi din bloc în funcție de ochelarii pe care îi poartă. Ochelari de soare? Vreau și eu ochelari de soare. Nu, Lilișor, nu, după emisiune. Hai, ești gata? Da. Hai să vedem. Primul se întoarce. Nelu! Ia spune, ai cui sunt ochelarii ca... Lu, Nelu. A pierdut cineva niște ochelari? Nu, Șor, nu! A, dar cum? Hai că trebuie să știi cine poartă asemenea ochelari. Hai! Al? Al? Bandi! Yes! Nu, Lili, păi dar Bandi avea ochelari? N-avea? Nu, Albano! A, felicitare! Hai, nu-i nimic, mergem mai departe. Hai! Se întoarce Popa! Cine purta ochelari ca lui Popa? Hai, mă! Love me tender, love me true, Hai, mă, Americane, că te văd oamenii ăștia! Ce te-a apucat, mă? Lili, eu încerc să te ajut! Hai, spun odată! Romina Power, dacă ai pus-o lângă Albano, te prea. Tu ai auzit de Elvis Presley? Da! Love me tender, love me... Hai, mă, Lili, mă, hai că știi! Hai, ultima încercare! Fii atentă! Gata! Asta știu! Zi! Bine, mamă mică! Idolul tău e Nicu Constantin? Mamă, Lili! Hai, gata, gata! Hai că nebunesc! Hai să terminăm! Trecem la momentul următor! Ce n-ai, bă, mă? Mamă, mamă! Mamă, ce uita, bă, băiete! Briceag! Briceag! Da, 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 da! Stau plăcut și ție? Păi cum? Auzi, crezi că iese ceva cu ele? Îți dau o veste mare. Știi ce mi-au promis fetele astea care au dansat? Că or să stea la dispoziția noastră toată noaptea. Înseamnă că n-am alergat degeaba după ele 2 ore, bă, băiatul, de 2 ore alerg. Du-te și bea o cafea, că o să avem treabă. Asta e lucru bun. Bă, dar ce-i spune lui Lili, bă? Ce mă facă cu Lili? Lui Lili? Cu Lili, ce se spune? Nu știu ce... Costele? Ce-i, mami, voi să-mi spui ceva? Nu! Nu, mama, nu! Aveam nimic să spun. Ba, voia! Da? Spune-mă, Costele. Băi, eu... Vreau să spun că... Așa, așa, așa. Auzi, nu vrei să spui mâine dimineață, că eu sunt cam obosită și vreau să dorm puțin acum. Ia da. Uzi, mă, sărașa, mă, uite. Te super că plec, nu? Nu, nu, o să mă după. Nu, nu, nu. Du-te, 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 nu, 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 nu. Sunt libertată noaptea. Trebuie să-ți alegi o gagică acum, să nu pierdem timpul după. Da, mă, Neluțu, dar ce să-mi aleg, că mie îmi plac toate. Auzi, da. Poți să-mi aleg 3? Nici o problemă, 3 îți alegi. E bine, e bine. Și ca să le cunoaștem mai bine, să le vedem mai bine, da. Le-am rugat să facă un striptease. Striptease, mă, aici am direct? Și oricum. Se dezbracă de tot. Au, au, au. La pielea goală. Pielea goală. Au, la pielea goală. Asta pentru tine. Aha! Aici erați, a? Ce s-a întâmplat, domnule? Bă, care ne-a speriat gagicile? Ia legați, mă! Ce să ne... Bați nebunit? Băi, nu ne... Bă, ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Ați intrat ilegal pe frecvența ProTV-ului, asta ați făcut! Nu noi! Popa! Nici eu! Nu! Nu știu nimic! Habar n-am! Stimați telespectatori, mă bucur că am reușit să intrăm din nou cu știrile ProTV pe frecvența furată cu mult tupeu de cei de la Bloc TV. M-au enervat destul cu ideile lor tâmpite despre cum se face audiență la postul ăla lor. Așa că e timpul să facem televiziune adevărată. Dictatorul Saddam a fost prins într-un beci din apropierea satului său natal și în fond, de ce nu? Muzica! Saddam se ascundea, ta-na-na-na, în beciul stătea.
Ta-na-na-na, armata a venit. Ta-na-na-na, bărbos l-a găsit. Ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na.